Vezi că n-am chef să bea pe ascuns. Azi. Să nu dă schiz gura, că sare glicea mili. Ai, nu te mai folosi de motivile astea ca să bei. Insulina ți-ai făcut-o? Oh, mi-am făcut-o. Toată ziua ai băgat în tine pâine, ai băgat slănină, prăjeală, nu știu unde ai intrat, atâta că e ca un șchelet. Auliu, fă! Ce, mănâncă banii tăi? Corect. Ce stai? Mă duc. Că vreau să-mi văd talk show-ul cu băiatul ăla drăguț. Du-te să te bași cu el la noapte în pat. Cu televizorul. Mă duc, mă, că poate mă corenta și pe mine cineva. Muerea nebătută e camara neferecată. Așa m-am bolnăvit. Băi, numai aia m-am bolnăvit. Taca, 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 ca pictura chinezească. Da, la Paris. Cu ce vă ocupați? Stivene. Cu ce ne ocupăm? Acum gata? Ești familie? Ești membru? Ne ocupăm cu cel mai bun produs de e-sport. Carne proaspătă. Carne? Carne vie. Bă, eu la început m-am băgat de milă în afacere. Pentru că, bă, mi-era o milă, bă, de mititelele, de curvele. Da, mă, să băgase niște sărătoși pe ele, niște cuțitași de-aștia, așa, le dădea o zi pâine, o zi apă. Și atunci, bă, dacă m-a făcut Dumnezeu bun, am adunat oamenii și am zis, bă, ia să dăm și noi la joale. Băi, eu și-a început la Paris, bă, al treilea război mondial, al treilea război mondial, pe-n șatre, pe acolo, la banlieuri. Asta înainte, după Revoluție, nu? Da, mâncață-și. Exact după Revoluție. Da, mâncață-și. Păi umblam cu sabea la mine. Cam filmele după timpuri. Ce, a fost mari bătălii, bă, cu range, cu topoare, păi... Până am prins combinația și-am învins. Și ăia? Ăia n-am învins. Acum umblă și fură de-astea. Ciordel de-astea mărunte, băi. A mei nu fură. Toții ai mei scoate banul cinstit. Eu mă duc, gata. Hai că... Mă duc să mă culc. Păi... Așa de vreme? Auliu... E abia nou. Bucățăși. Bucățăși în chitul tău, Steven. Auliu, auliu... Eu sunt bolnav, mă. Nu mă beau. Da? Trebuie să-ți înrețin. Bă, Stivene, mă. Bă, Stivene, mă. Hai, ești un băiat foarte bun. Du-te și tu acum. Să te culci și tu. Să te culci cu mine odată. Da? Că nu mai vrem să jucăm ceașa. Gata. Hai. Tot. Să noapte bună. Eu mai am niște dubii cu somnul. Ce mie, bă, de Steven ăsta, bă, extraordinar. Mi s-a lipit pe suflet, așa, pliosc. Băi, patron, dar verificat la el, poate host, poate minținut, poate înselator, bă, poate nu bun. N-are cum, mă. Păi era un amărât. N-avea o cămașă pe viața lui. Și ăștia, dacă le dai tot, plus jeep, să face ca câinii. Nu
te trădează nici după ce mori. Câine muscă? Ce? Leșian, câine muscă? Mușcă? Ui. Bă, tu te bagi în flerul meu. Nu, patron. Păi... Tărică? Bă. Bă, nu știu cum e câinii la voi. Dar noștri, după ce mor, să pune pe mormântul tău și plânge. Plânge. Păi, bă, ce țară mare câinii ăștia, mă. Am coborât și eu, că mi-era sete și... Păi duc că-și bea. Mă duc. Mușchiulațul meu! Opa, te-ai speriat? Ți-am adus preferatele tale. Mersi. Dar ce ai, ochișorii roșii? În apa. Nu mai râzi. Totul închis. A. State spus așa. Da, da, da. Dacă vrei, stau eu cu tine. Să nu te plictisești. Vrei? Povestit rosa? Povestit rosa? Hai să stăm aici așa. Hai, te-a vină în coadă. Că nu te mănânc. Hai. Te punem aici. Așa, opa, opa, ia ține-te așa de mine, ca să nu te... Roza a florit toată, Roza, de când s-a măritat. Ce mândrețe de bărbat i-am luat, oameni. Și ăsta micu e frumușel, dar nu e ca Medelion, zic eu sincer. Roza a fericit? Păi cum dracu să nu fie fericit? Cu așa bărbat? Cum dracu să nu fie? Nu bate Dumnezeu? Aoleu, păi eu i-am pupat și tălpilii lui măiculița domnului, că mi l-a dat pe clibesitul ăsta de state. Ține-l ar Dumnezeu sănătos, că e bun, așa rău cum e, dar e bun. Da. Aoleu. Rosa a făcut luna miere? Ce-a făcut? Luna miere. Păi da, toată viața ei o să fie o lună de miere. Da. De abet o să facă. Da, ce bomboane de bărbat i-am luat. Alo, ce ochișoare. Hai, bă, mică, să mănânci, că să răcește și eu cu mânuțile mele le-am făcut. Opa, bravo. Pentru suflețelul tău, așa. Ia și cu brânzică. Ia? Bun? Da? Mămăligă vrei? Nu? Șnițel, vrei? Ia, hai. Hai, mă, mică, ia. Așa, mie. Auliu, ce foame mi-e! Așteaptă! Așteaptă! Gata! Nebuno! Hai la masă să pregătești pentru bărbatul, că ai plâns că vrei bărbat! Haide! Hai, hai Stivene, că ai venit să mâncăm și noi! Tăticule! Poți să spun așa, nu? Că eu așa simt pentru mata. Te invit, mă. A? Uite... O viață întreagă mi-am dorit un băiat. Și acum, uite, la floarea vârstii, mi-a dat Dumnezeu un băiat. Cum am vrut eu? Eu am stat azi și m-am gândit bine. Yes. Toată ziua m-am gândit. Și vreau să fiu și eu ca mata. Dacă trebuie, trebuie. Înțapă-mă și pe mine. Unde? Păi, în mână, unde? Dar ce stânță, bă? Păi, te-am văzut. Ce m-ai văzut? Te-am văzut când îți băgai în venă. Hai, că... Auliu, uliu, 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 uliu. Flăcărico! Flăcărico, vine-o cu acea. Uite-mă la mânsul ăsta. Zice că mă droghez, bă. E de rău proastul. A, da? Drogatul-i de rău. Da, da. M-a văzut cu oiesul. Baie!
aia insulină, mă. Aia e doctorie. E doctorie. Ce prost e asta, mă. Bene, ai ca să-i scadă zahărul, mă. Hai, hai. Duceți-vă să puneți mască. Bă, hai. Hai să mâncăm, că m-ai despus. M-a despus bine de tot. Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye, bye!